În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zaheu, coboară repede, căci astăzi trebuie să fiu în casa ta. Iubiți credincioși, cu aceste cuvinte îl convertește Mântuitorul Hristos pe Zaheu. Îl face să fie dintr-un om al păcatului, un om al sfințeniei. Produce mare schimbare în sufletul lui. Dar pentru a înțelege mai bine întoarcerea lui și de ce nu, acest lucru să fie o paradigmă, un model pentru fiecare dintre noi, aș vrea să pătrundem mai mult cuvântul Evangheliei de astăzi. În Duminica 32-a după Rosalii, de fiecare dată, Biserica noastră Ortodoxă aduce spre cunoaștere întâmplarea cu Zaheu Vamișul. Zaheu nu este nimeni altcineva decât oricare păcătos dintre noi. Fiecare ne putem regăsi în starea lui Zaheu. De ce? Pentru că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Și cu atât mai mult, când vorbim despre Zaheu, nu vorbim despre un om care era bolnav fizic, despre un om care suferea trupește pentru păcatele sale, ci era foarte bine, sănătos, era bogat, și cu atât mai mult, Zaheu era printre cei care se numărau în latura de sus a societății. Dar haideți să vedem ce ne relatează Sfântul Evanghelist Luca în Evanghelia de astăzi, capitolul 19, versetele 1 la 10. În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un om bogat, cu numele Zacheu, care era mai mare pe Sevameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahie, coboară-te de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa sa. Și el s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Și văzând toți, murmurau, zicând că a îngrea să găzduiască la un om păcătos. Iar Zacheu, stând înaintea Domnului, i-a zis: Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Abraham. Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iubiților, dacă încercăm să privim cu ochii minții la acest moment, la această relatare, o să vedem exact tabloul și acțiunea petrecută acolo. Era vorba despre cetatea Ierihon. Ați mai auzit și altă dată, cetatea Ierihon este cea mai veche cetate atestată documentar din lume, undeva la 10.000 de ani vechime. Mântuitorul, iată, era în apropierea cetății Ierihonului. Și mulțime multă venea după Iisus. Așa cum știm, Mântuitorul era însoțit întotdeauna de oameni, fiecare s-au vindecat, fiecare nădăjduiau să primească vindecare, fie dintre cei care doreau să audă cuvântul lui, să audă învățătura lui, dar cu atât mai mult căutau să se împărtășească de dragostea lui. De ce? Și de bunătatea lui. De ce? Pentru că nicăieri nu ți este mai bine decât în preajma unui om care te face să guști din bunătatea lui, din bucuria lui, din dragostea lui. Deci mulți erau atrași de bunătatea și de dragostea Mântuitorului Hristos. Zaheu era mai mare de vameșilor. Dumneavoastră știți foarte bine că
întotdeauna orice stat are nevoie să își strângă anumite sume, anumite, punând anumite taxe pentru a funcționa administrația statului. Și este normal, altfel statul n-ar putea funcționa. După cucerirea Țării Sfinte de către romani, o bună bucată de vreme aveau să fie acești perceptori, acești vameși, să fie din rândul romanilor. Numai că undeva prin anul 6 sau 7 după Hristos s-a întâmplat o întoarcere a lucrurilor. De ce? Pentru că romanii erau atât de mult urâți de către evrei, încât de multe ori aceștia erau uciși. În anumite situații erau prinși, uciși și s-a gândit Cezarul că ar fi cel mai bine să pună perceptori, vameși, cum erau numiți, dintre evrei. Dar care evreu era acela atât de necredincios lui Dumnezeu, atât de nesupus lui Dumnezeu, încât să depună jurământ față de Cezar, față de împăratul de la Roma? Deci să manifeste credință față de împărat și să cedeze sau să dezerteze din credința adusă lui Dumnezeu cel adevărat. Și atunci romanii au găsit un prilej extraordinar de bun ca dintre cei mai excroci, dintre cei care făceau tâlcăriile cele mai mari, să le făgăduiască o viață mai bună. Cum? Uite, te voi scăpa de pedeapsă dacă îmi vei sluji mie. Nu știu de ce amintește lucrul acesta exact de ispita pe care o făcea diavolul Mântuitorului în pustie. Când spunea toate acestea, ți le voi da ție dacă tu te vei închina mie. Și Mântuitorul i-a răspuns atunci, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui singur să-i slujești. E bine, ce au făcut acești evrei? E adevărat, puțini dintre ei au cedat. S-au vândut. Și-au vândut neamul. Și-au vândut credința. Și-au vândut relațiile bune cu familia, cu toți cei dragi ai lor și cu prietenii. Închipuiți-vă cum erau priviți acești oameni când ei și-au vândut tot ce aveau ei mai de preț. De ce? Ca să le fie bine. Ca să se bucure de niște bănuți pe care îi primeau de acolo, câștigați oarecum în mod corect, oarecum, dar să nu uităm un lucru, că se mai întâmpla ceva. Cel care era obișnuit să tâlhărească, nu se oprea la a strânge acea taxă așa cum se cuvine, ci căuta să mai facă ceva, să asuprească și mai mult. Și pe cine putea să asuprească decât pe cei care erau cei mai slabi? Nu căuta să asuprească pe cei bogați, ci căuta să asuprească pe cei săraci. Și aceștia strigau mult mai mult. Sufereau foarte mult și strigau mult mai mult. De aceea vameșii, în vremea aceea, erau considerați cei mai mari dușmani ai poporului evreu. Erau considerați cei mai de jos oameni. Și acum să ne gândim, dragilor, întorcându-ne la tabloul acesta, Mântuitorul, drumul Ierihonului, află Zaheu că pe acolo o să treacă Iisus. Să nu credeți că în inima omului, oricare ar fi el, oricât de păcătos ar fi el, să nu credeți că în inima omului nu există acea fărâmă de Dumnezeu. Nu există acea lumină a lui Dumnezeu care se pâlpâie în el. Sau cum spunea odată în al preasfințitul Ciprian, să nu fie acea candelă care e gata să se stingă, dar ea înviază pur și simplu, își revine. Și când a auzit că pe acolo trece Iisus, s-a gândit că este în afara cetății, că este lumea mai puțină și parcă ar vrea măcar să-l cunoască pe acela care, pe de o parte, îl amenință, dar pe de altă parte, s-ar putea să-i ofere și lui o șansă. Măcar să-l vadă. Închipuiți-vă, măcar să-l vadă. Deci nu pot să mă schimb, nu pot să scap de păcatele mele,
dar măcar să-l văd și eu pe omul acesta despre care se spune că este Mesia. Încercați să vă gândiți că un astfel de om nu putea să pătrundă printre ceilalți oameni. Îl linșau pur și simplu. Dacă ar fi intrat în mijlocul mulțimii, oricât de iubitoare ar fi fost mulțimea aceea, îl linșau. De ce? Pentru că îl cunoscuseră în diverse ipostaze când el făcuse mari nedreptăți. Și atunci Zaheu, cu atât mai mult, era mic de statură. Ce frumoasă descriere ne redă Sfântul Apostol Luca. Era mic de statură. O fi fost el mare la statul administrativ, dar ca om fizic era mic de statură. Și mai e un aspect aici. Când ești mic de statură și când nu ești pe funcția ta, la un moment dat ai impresia că ești un nimeni. Din ce în ce te devalorizezi. Că nimeni nu te poate vedea la adevărata ta valoare. Zaheu, când se apropia de Iisus, nu era ca vameș. Se apropia ca om. Și deja simțea că valoarea lui scăzuse. Teama, ca să nu fie linșat, la un moment dat l-a determinat să se ascundă și totuși acea dorință de a-L cunoaște pe Mesia, pe Hristos, l-a făcut să meargă înainte. Și s-a urcat, spunem noi, într-un dud. Evanghelia ne spune mult mai clar, într-un sicomor. Deci un copac asemănător dudului, oarecum. Și s-a urcat în acel sicomor. De ce? Parcă amintind de momentul când Adam, după ce a păcătuit, s-a ascuns. După ce a căzut împăcat, s-a ascuns. Și l-a strigat Dumnezeu, Adame, unde ești? Și el se tot ferea. Se repetă aceeași scenă, de data aceasta, cu Zaheu, care era ascuns printre ramurile acelea de sicomor. Și acolo, Mântuitorul Hristos, în dreptul sicomorului, se oprește, privește în sus, privește printre frunzele acelui sicomor și îl vede pe Zaheu. Nu știm dacă îl vede în întregimea lui. Nu știm dacă îi vede doar privirea. Nu ni se relatează acest lucru. Nu știm cât au văzut ceilalți. Nu știm. Dar, dintr-o dată, Mântuitorul strigă către Zaheu. Zaheu, coboară-te de grab, căci astăzi trebuie să fiu în casa ta. Doamne, îl striga precum mama de la joacă. Îl striga precum un părinte drăgăstos de la a nu mai face ceva rău. Și nu-i spunea înalță-te, îi spunea coboară-te. Zaheu deja era la ultimul stadiu de viață josnică. Unde putea să se mai ducă? Fizic, el era acolo, se înălțase cu inima în sicomor și acum trebuia să coboare spre a se împărtăși cu Hristos. Nimic pe lumea aceasta nu l-ar fi determinat pe Zaheu să coboare decât numai dragostea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu l-a strigat. Băi, păcătosule! Zaheu, dă-te jos, te știe toată lumea. Vină încoace. Vină încoace să-ți primești pedeapsa. Nu. Nu. Cu dragoste l-a chemat. Și mai mult l-a încurajat, dragilor. L-a încurajat. Zaheu, coboară-te de grab, vină repede. Vină repede, vină la mine, nu-ți fie teamă. Vină la mine. Și îi spune mai mult. Astăzi trebuie să fiu în casa ta. Nu spune mâine, nu spune poi mâine, nu spune peste o săptămână, peste un an. Nu, astăzi. Acum este momentul schimbării tale. Acum este momentul ca tu să te împărtășești de mine. Și primul pas, eu îl fac către tine. Este extraordinar tabloul acesta al convertirii lui Zaheu. Vă dați seama dumneavoastră ce era în mintea lui Zaheu? Vă gândiți câte lucruri erau așa pur și simplu amestecate în mintea lui. Se gândea, Doamne, ce îmi va face Iisus? Și cu toate astea, Zaheu coboară pe motivul întemeiat al bunătății, al dragostei lui Dumnezeu. Coboară, vine alături de Iisus și ne spune Evanghelia că Mântuitorul a intrat în casa lui. A mers și el acasă și a intrat în casa lui.
Nu ne spune dacă i-a mai zis ceva. Cu siguranță că Mântuitorul nu i-a reproșat nimic. Nu i-a reproșat nimic. Nu i-a spus de ce face atâtea nedreptăți. Și ca Dumnezeu, bineînțeles, știa suferințele, necazurile oamenilor. Oare câți oameni n-or fi strigat către Dumnezeu fiind nedreptățiți? Câți oameni n-or fi strigat? Și știți dumneavoastră foarte bine că strigătul unei femei văduve, strigătul unui orfan în sine, este păcat strigător la cer. Este pentru un păcat strigător la cer. Dintr-o astfel de suferință. Și ce vedem? Că Mântuitorul nu-i reproșează nimic, deși știa foarte bine viața lui Zaheu. Interesant este altceva, că Zaheu, termenul de Zaheu, sau numele de Zaheu, vine din limba ebraică veche și s-ar traduce cel curat, cel pur, cel inocent. Ca mare antiteză aceasta între starea lui de păcat, nu? Și numele său. Dar vedem că numele era deja pregătit pentru acest suflet ca să-l schimbe, să-l înnobileze, să-l transforme Dumnezeu cu adevărat într-un om curat sufletește. Pătrunde Iisus în casa lui. Bineînțeles că erau destui farisei, destui cârtitori care să spună: uite, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Oare câți farisei nu găsim printre noi când spunem: păcătosule, te mai duci la biserică? A, acum te mai și împărtășești. Ai fost repede la pupă să te și împărtășească. E bine, dragilor, observăm lucrul acesta, că Mântuitorul pătrunde în casa lui și n-are nicio reținere. N-are nicio reținere. De ce? Pentru că Mântuitorul spunea cu altă ocazie că El n-a venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Nu-i cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Iată, El a venit pentru cei păcătoși. Am putea spune, bine, bine, înseamnă că doar cei păcătoși se pot mântui. Toți suntem păcătoși. Toți avem păcate. La Zaheu încă nu venise momentul în care Dumnezeu să-i dea un necaz, o boală, o suferință. Încă nu venise momentul acela în care Dumnezeu să-l lumineze printr-un necaz, printr-o suferință. Nu. Încă nu venise acel moment. Hristos l-a căutat. Cum ne caută pe fiecare dintre noi, să știți. Pe fiecare dintre noi ne caută. Și încearcă să stea de vorbă cu noi. De câte ori glasul conștiinței nu ne-a spus: acum trebuie să mă schimb sufletește. Acum trebuie să mă lepăd de păcat. Acum simțim glasul conștiinței cum te macină, cum îți spune să te lepezi de cu tare păcat și la un moment dat încerci să amâni. Și cu toate astea, glasul conștiinței, glasul lui Dumnezeu strigă așa cum striga la Zaheu. Astăzi, astăzi este momentul. Astăzi trebuie să fie Hristos în casa ta. E bine, dragilor, momentul acesta, spuneam, a fost al convertirii. La câte frământări a avut Zaheu când a ajuns acasă și a pus la dispoziție casa lui, i-a pus-o Mântuitorului Hristos, s-a gândit la un lucru. Mesia, Dumnezeu, Hristos, îmi va binecuvânta și îmi va sfinți casa cu prezența Lui. Din momentul acesta unde Hristos a curățat, unde Hristos a sfințit, nu se mai cuvine să mai fie stare de păcat. Și cu această conștientizare de față cu toți, face o spovedanie cu demnitate. Dragilor, îl observăm noi cumva pe Zaheu că se plânge: vai, Doamne, dar ce păcătos sunt! Vai, Doamne, dar dacă ai ști câte păcate am, Tu nu o să mă iezi niciodată. Cum de multe ori poate spune mulți dintre noi: Doamne, dar la ce păcate am? Eu nu mai am șanse de mântuire. Nu. Zaheu cu demnitate, cu bărbăție, transformând starea lui de orgoliu pe care o avea mai înainte, o transformă în demnitate. Își recunoaște starea de păcat și imediat, în mod concret, trece la
împlinirea unui îndreptar, unui canon. Și spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Deci conștient pe ce se baza averea lui. Și spune, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Cu siguranță știți că în Vechiul Testament, în Cartea Numerii, acolo unde sunt multe aspecte legate de legea iudaică, dacă cineva greșea cu ceva, dacă săvârșea o faptă, dacă săvârșea un furt în sine, se întâmpla, sau era dator, să întoarcă ceea ce a furat, plus încă o cincime din averea sa. Ca în felul acesta să-l determine să nu mai cadă într-un astfel de păcat. Știți foarte bine, inclusiv una din cele 10 porunci spune să nu furi. E bine, Zaheu era clar, cunoștea legea foarte bine. Dar el când a spus, dau jumătate din averea mea, vroia să se elibereze. Doamne, fac fapte de milostenie din momentul acesta. Și a spus mai mult, mai dau ceva. Dacă se constată că am făcut și alte nedreptăți pe care eu poate nu le mai țin minte, împart mai mult, dau mai mult. Numai să fiu cu sufletul curat. Oare câți dintre noi reușim să facem un astfel de gest? Oare câți dintre noi după o spovedanie curată, după o discuție nu neapărat cu preotul în biserică la spovedanie, ci poate și în inima lui, în cămăruța lui, în fața icoanei, când face o rugăciune, când simte nevoia să se schimbe sufletește, are această putere să spună, Doamne, eu chiar vreau să iau această decizie. Doamne, eu chiar vreau să mă schimb. Și uite, concret, trec la treabă. Ce frumos ar fi dacă n-am fi fariseici. Din păcate, dragilor, și termenul de fariseu și-a schimbat sensul. El inițial însemna om care face parte dintr-un grup separat, care încearcă să își dedice viața lui Dumnezeu. Deci fariseii, am putea spune, erau un fel de oameni curați, sfinți, în sensul acesta, care încearcă să ducă o viață cât mai curată, cât mai sfântă. Un fel de oameni plini de pocăință sau în stare de pocăință. Cam așa s-ar traduce. E bine, cu timpul, termenul acesta s-a pervertit. Și de aceea spun că uneori avem o stare de fariseism. Nu de căință curată, nu de pocăință, nu de sfințenie, de dorință de a ne curăți și sfinți, ci dimpotrivă de a căuta să fim cât mai falși, cât mai ascunși și să încercăm să creăm o imagine, să creionăm o cu totul și cu totul altă imagine decât realitatea. Observând după aceea că după ce și-a asumat toate acestea, Zaheu se apropie de Mântuitorul Hristos și Mântuitorul îi acceptă starea de căință și îi spune, astăzi s-a făcut mântuirea acestei case. Ce vedem? Nu doar casa în sine, zidurile aveau să se mântuiască. Nu. Acea mântuire nu constă în nimic dacă nu se schimbă omul la suflet. Prin Zaheu avea să se schimbe mentalitatea familiei. Avea să se schimbe modul de gândire al întregii familii. Aici este frumusețea cea mare. Când un membru al familiei îl cunoaște pe Dumnezeu, există posibilitatea aceasta să influențeze pozitiv și pe ceilalți. Când cel mai important membru al familiei face acest gest, face acest lucru, cu atât mai mult toată familia poate fi schimbată în bine. Și să nu uităm, Zaheu era mai marele vameșilor. De acum încolo începea o misiune puternică pentru el de apropierea celorlalți de Dumnezeu. De a le arăta bunătatea lui Dumnezeu. De a le arăta că nu totul stă în forma aceasta hedonistă de a trăi pentru a mânca, pentru a te îmbuiba, pentru a fi doar fericit trupește. Și pentru a trăi în plăcere. Nu. Ci este mult mai mult. De aceea, știm bine, Zaheu avea să devină unul dintre cei 70
de ucenici, de apostoli, de propovăduitori ai Mântuitorului Hristos, el fiind pomenit și în calendarul ortodox pe data de 20 aprilie. Și mai mult decât atât, vedem că Mântuitorul Hristos îi dă o lecție nu numai lui Zaheu de bunătate, ci le dă și celorlalți. Celor care doar judecau. Nu era prima dată când Mântuitorul dădea o astfel de lecție. Oare nu este în noi inima tulburată când judecăm, când bârfim, când căutăm să punem în mintea noastră lucruri pe care nu le-a făcut celălalt? Când sunt urăciuni pe care le gândim și ne murdărim cu aceste urăciuni, nu ne doare sufletul oare? Ar fi bine să ne gândim mult mai mult la lucrul acesta. Citeam de curând un aspect, poate unii cunoașteți deja, se spune că un părinte, este vorba de părintele Paisie Ungheritul, cel ce a fost trecut în rândul Sfinților de Biserica Greacă pe 13 ianuarie anul acesta, Sfântul Paisie Ungheritul de la Mănăstirea Surotii, de lângă Tesalonic. Spunea la un moment dat că au venit unii la el și i-au spus: Părinte, cum este posibil ca în biserică să fie numai lucruri urâte? Cum? În biserică trebuie să fie curățenie, sfințenie. La care părintele răspunde cu dragoste. Și îl trimite așa. Zice, du-te la o albină. Du-te la o muscă, pardon. Du-te la o muscă și o întreabă unde sunt cele mai frumoase flori. Și musca îi răspunde. Zice, nu știu florile unde sunt, dar știu unde este maldărul de gunoi. Pot să spun cât de împuțit este maldărul acela de gunoi. Și pot să-ți arăt multe alte mizerii de genul acesta. Și apoi spune părintele, du-te la o albină. Vezi ea ce spune. Se duce la albină și întreabă. Unde sunt cele mai mari maldere de gunoi? Și albina îi răspunde. Nu știu unde sunt maldere de gunoi, dar eu știu unde sunt cele mai frumoase flori. Pot să-ți arăt trandafiri, iriși, pot să-ți arăt tot felul de flori frumoase. Dacă vrei, cu adevărat, să le vezi. Iată de ce, dragilor, spun lucrul acesta. Depinde de noi ce vrem să vedem. Dacă vrem să vedem mizerie, putem să vedem. Dar putem să vedem pentru că inima noastră este plină de mizerie. Și că vrem să sălășluim în mizerie. Dacă vrem să fim curați, dacă vrem să vedem curat, dacă vrem să avem inima curată, atunci și ochiul nostru trebuie să filtreze viața și să vadă ceea ce este curat. Știți? Ne învățăm copiii că atunci când merg la școală, băi, ai grijă să nu calci în lacuri, să nu te bași prin noroaie, vezi să nu te murdărești, ai grijă de tine. Oare copilul acela nu vede și drumul bun, nu vede și lacul și mizeria? Cu siguranță că vede. Dar merge pe ceea ce este curat. Așadar, și noi, dragilor, să nu ne uităm la Zaheu, la partea lui de păcat. Să ne uităm la Zaheu, la partea lui de sfințenie, la întoarcerea lui. Să ne uităm la Zaheu, la faptul că el s-a întors către Dumnezeu. Și avem destule cazuri în istoria biblică, dar și în viața noastră de zi cu zi. Avem cazul regelui Manase. Avem cazul regelui David. Iarăși, nu mai vorbesc de Psalmul 50, Psalmul întoarcerii lui la Dumnezeu prin pocăință. Avem întoarcerea tâlharului de pe cruce, care cu totul și cu totul și-a schimbat viața. Avem cazul Mariei Egipteanca, Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Oameni care și-au schimbat cu totul și cu totul atitudinea și au devenit sfinți. Deși noi putem să facem lucrul acesta. Avem această posibilitate să încercăm să vedem și să simțim cu sufletul curat. Peste puțină vreme intrăm în perioada triodului. Iată, duminica viitoare chiar avem prima duminică din perioada triodului cu duminica Vameșului
și a fariseului. Dragilor, mă rog Bunului Dumnezeu ca să simtă fiecare dintre frățiile voastre bucuria, dragostea, bunătatea lui Dumnezeu care ne cheamă pe toți la El. Mă rog Bunului Dumnezeu ca împreună să simțim lucrul acesta. Și atunci o să vedem cu toții că familiile noastre sunt mult mai bune, că cei dragi ai noștri sunt mult mai curați sufletește și cu atât mai mult cei dragi ai noștri de fapt ne iubesc mult mai mult decât credem noi că ne iubesc ei. Să vedeți atunci schimbare frumoasă în inima noastră. De ce? Pentru că lăsăm pe Hristos, asemenea vameșului, să pătrundă astăzi, acum, în casa sufletului meu. Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate, să dăruiască răbdare, pace, bună înțelegere și, de ce nu, bunătatea de care avem nevoie cu toții. Amin.